Nervi întinși la maxim, de asta o parte șoferii constanțeni chiar și în carantină. La intrarea în oraș, aproape zilnic se formează cozi de mașini. A fost aglomerat rău la intrare în Constanța, deci pe val. N-au nimerit-o orarul lor între 7 și 9. Am făcut o oră și puțin de la ieșire de la pădure de la valul și dacă nu dădea drumul la 9, cred că la 12 intram în Constanța. Oamenii dau vina pe restricții și spun că situația aceasta face mai mult rău șoferilor care se grăbesc. Deși municipiul Constanța se află în carantină, iar oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case decât cu un motiv bine întemeiat, la orele de vârf, pe principalele artere din oraș, încă se circulă dificil. Și apropierea sărbătorilor și goana după cadouri sunt motive în plus pentru care traficul s-a aglomerat, cred unii șoferi. Aglomerație, normal. Din sărbătorile, acum fiecare se mai mișcă, pe aici, pe acolo. Se simte ușor, mai puțin față de înainte de a se închide Constanța. Din data de 20 noiembrie, Constanța a intrat în carantină. Oamenii nu mai pot părăsi zona carantinată fără declarație pe proprie răspundere sau adeverință de serviciu.